Din nefericire, Mirela Vaida trece din nou prin momente dificile. Dacă zilele trecute prezentatoarea acces direct a suferit o pierdere enormă, căci socrul ei s-a stins din viață, astăzi, în urmă cu doar câteva minute, vedeta a anunțat că o prietenă de ale sale s-a stins noaptea trecută la vârsta de doar 48 de ani. În acest context, prezentatoarea acces direct mărturisește că este devastată de evenimentele trăite în ultima săptămână. Artista nu poate accepta ideea că în doar câteva zile a pierdut două persoane dragi. Socrul și o prietenă de ale sale s-au stins din viață. Prin urmare, prin intermediul unei postări Mirela și-a adunat gândurile și a așternut un mesaj emoționant prin care își exprimă sincerele condoleanțe față de familie și șocul peste care nu poate să treacă. Amintim că miercuri, Mirela Vaida nu a putut prezenta emisiunea Acces Direct pentru că a fost nevoită să plece la Cluj pentru înmormântarea socrului ei. În locul ei a rămas Adrian Velea, colegul cu care prezintă emisiunea de la Antena Stars.